Salut și bine te-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Suntem înapoi pe BIMNG, iar astăzi ne vom juca pentru prima dată în acest joculeț cu Dacia 1310. Modul este făcut puțin diferit față de ce suntem noi obișnuiți. De exemplu, modul de Dacia este făcut diferit față de cum este modul acesta cu audio-ul. De ce? Pentru că este importat din ceva joculeț, să-l numim așa, care este tot pe Steam, unde poți crea mașini și le bagi apoi în BIMNG. Se poate găsi direct pe ăsta de moduri al jocului. Cam așa arată. De obicei, mașinile ce vin din acel mod sau joculeț, să-l numim, au geamurile fumurii, dar se pare că aici avem și interiorul făcut destul de frumușel. Arată destul de bine. Nu este 1 la 1, să zicem așa, toate liniile, dar hei, este prima Dacia de genul pe care noi o avem în joc și este foarte tare. Și cred că pe băiatul care a făcut-o îl chema Cătălin, Cătălă, și a pus la număr aici frumos și pe față și pe spate. Haideți să mergem. Nu cred că putem modifica absolut nimic la mașină, o să trecem repede, nu. Deci tot ce putem noi modifica... Ok, nu putem modifica nimic. Da, este din automation ceva și se pare că nu putem modifica absolut nimic. Da, dar oricum, o lăsăm așa frumos, pare culoarea merge să o modificăm? Ia să vedem. Facem roșie... Da, uite, Dacia roșie. Da, mă, asta, așa, bun. Haideți să vedem un top speed, după care sărim cu ea pe câmp. Stați, domnule, așa că am dat ce aici. Nu știu dacă avem first person, n-avem first person. De obicei, la modurile din acel joc nu au first person. Sunt curios acum cât de greu ar fi să creăm o mașină. M-aș băga și eu la creație. M-am mai gândit la chestia asta. Momentan, pentru o perioadă am evitat modurile de acolo, pentru că arătau foarte urțel. Dar ăsta arată foarte bine, e genial. Uite de ce bine arată. Puțin că am luat așa. De fapt, din punctul acesta de vedere, cam așa, e foarte legită Dacia, corect. Dar când începi, de aici nu mai e. De aici nu prea e. Din față nicio treabă din punctul meu de vedere. Doar din partea asta pare a Dacia, corect? Dar oricum, este foarte tare, ne mulțumim cu ce avem, vorba aia. Haideți să vedem. Am văzut că frânează ea destul de repede, dar întrebarea este... Suta cred că ea în vreo 20-30 de secunde, nu e o grabă prea mare pe ea. O să-i dăm așa frumos. Haide, 130, pleacă în drift, nebuna. Fii atent că pleacă în drift. Avem 5 trepte. Nu știu dacă avem și pe 6, ia. O să mă bag printre ăștia. Ops, ops, nu, hai că e ok, mi-a sărit ceva. Nu știu ce mi-a sărit, e ok momentan. Suntem bine. Sunt curios, mai mult de 130, 140, 150, mamă, fii atent. Astea normal știu că avem motor de 1.4 sau ceva de genul. Acum în joc nu știm de cât avem. O să facem o manevră pe banda asta. 160, avem drum drept. Nu știu acum de unde bate vântul, probabil din spate. 166, haide 170. 170, 170, mă, gata. De aici o lăsăm încet, ce să mai. Sau o să intru în cineva să vedem cum se strică. Wow, se strică foarte frumos. De obicei și modurile de acolo se stricau foarte urât. Acum că am aflat top speed-ul, hai să începem să o demolăm, zic. Gata, am schimbat traseu, am venit pe partea cealaltă, nu mai suntem pe autostradă și cred că deja avem prima săritură să o facem. Reparăm mașina doar în momentul în care nu mai poate merge deloc. Bine, acum cred că o să fie cazul sau nu. Ia stai când că merge. Nu mai virează cu o roată, de fapt nu că nu mai virează, e terminată. Dar încă pare că trage. Încă pare că trage, o lăsăm doar că ne-a prins nasul aici. Trebuie să mergem înapoi pe drum. Mamă, oare cum ar fi să o aruncăm undeva de acolo, de sus? Trebuie să aflăm, zic, nu? Haideți să-i dăm drumul. Ce-a făcut, mă? M-a prins pe ceva creacă. Și... Mamă, nu stă camera. Gata, ne-am dus. Mamă, ce frumos vine pe aici. Ăștia-s copăcei? Da, par a fi copăcei de sus. Băi, e prea rezistentă mașina. E prea rezistentă, oare putem să o scoatem din pom? Eu zic că mașina asta nu o să funcționeze, nu mai avem roți. Să mergem puțin pe aici și o să ne aruncăm undeva pe dreapta. Ia să vedem, să ne luăm și ceva viteză, avem 50 și am sărit. O să picăm pe drum. E chestia aia de sare. Mamă.
dar e rezistentă, corect? Cred că putem fi toți de acord că mașina este foarte rezistentă. Ia să vedem, putem să o scoatem de aici să evaluăm pagubele. Dar nu cred că... Ok, s-a scos, s-a scos. Fii atent, încă virează pe o roată. Să vedem dacă mai are și transmisie. Motorul a pornit. Că a scos puțin. Puțin fum. E ok? Mă, nu cred că scotea asta la început. Se pare că nu mai avem radiator, cred. Da, pare destul de normal. Bun, hai să vedem. Merge? Nu strici Dacia cu una cu două mâini, ești nebun? Deci fii atent. Dacă roata asta ar fi fost dreaptă sau n-ar mai fi fost, nu-mi vine să cred că încă are transmisie pe ea. Cred că mai bine fără ea, nu? Deci dacă ne rămâneau ambele roți, era genial. Ia și tu. Mai încercăm o dată să o aruncăm de aici. Ia să vedem, să vedem. Oh, dar unde m-am dus? Nu e nicio problemă. Și de aici, jos. Oare mai sunt aia jos acolo? Poate pic pe aici, nimun? Mamă, mamă, fix în autobuzul ăsta mă duc. Ba nu, am sărit peste el. Am sărit peste el. Mamă. Eu care credeam că nu se mai termină odată. Episodul trecut cu X7-le, care e o mașină de două ori mai mare decât aceasta. Oarecum, bă, puțin am testat-o, am aruncat-o de colo-colo. Săraca Dacie. Haideți să vedem cât de bine se descurcă mașina aceasta, cât de bine se ține pe șosea. Bă, dar îi scoate fum, scoate fum ca lumea. Lasă-mă, ce să... Unde-i fum e și putere. Și am plecat, hai să... Aoleo... Ia tăiat elanul, că nu știu ce s-a întâmplat. De ce nu schimba a doua? Deci o să mergem frumos cu ea. N-avem ce să sisteme să dezactivăm. Era tare dacă vedem pe interior, pentru că interiorul e făcut. Bine, să mergi sport, având în vedere că prins 130 de secunde, e cam așa, ca și cum na. Ca și cum n-ar mai fi, dar vom încerca, știi? Vom încerca. Limite de 50 nu e problemă, că o depășesc cu puțin. Frână. Ce... Se l-a agățat. Mă bag pe aici repede. Aoleu, nu mă mai bag. Nu e nicio problemă, mașina încă merge ca și cum ar fi nouă. Nici nu simte acolo că e toată partea bulită. Trebuie să-l depășim pe ăsta. Doar că nu vedem ce vine din față. E mișcare. Riscantă. Bă. A fost așa, doar de o sperietură. Da, un enus. S-a mărit puțin aripa, s-a făcut mai mare în spate. Nu e nicio problemă. Acum scoate în fum din două locuri. Mă, stai așa, ni s-a încins acolo. Ok, bun. O să depășim pe aici. I-au blocat acolo șoseaua. Nu e nicio problemă. Încă funcționează mașina. Perfect. Adică virare, accelerare, frână, astea le avem super ok. Aici va trebui să facem noi un mic drift. Ok. Nu ai și foarte bine. Acum, probabil, întrebarea tuturor, precum și a mea, ar fi dacă mai funcționează. Ăștia acolo s-au blocat. Deci, avem așa, avem spatele puțin mișcat. Avem, da, e mișcat, da, s-a dus bine de tot. Avem aici roata ok, roata asta ok, botul s-a mișcat și el puțin. Partea aceasta este în regulă, aici roata nu o putem vedea, unde ne e roata din spate, stai așa. Hai să vedem, deci, prima oară, virare. Virarea este super ok, cred că nu mai avem roata pe partea asta. Ah, ok, o avem, dar puțin. Mamă, stai puțin, uite cum stau roțile și uite cum este spatele mașinii. Ok, hai să vedem, momentul decisiv. Pornește. A pornit, mie nu-mi vine să cred. Și încă funcționează. Deci mașina asta încă funcționează. Și vreau să zic că funcționează ok. Virează puțin din cauza că e spatele câș. Dar n-are mă nimic mașina, mă. Băi, mie îmi place. Deci mie îmi place groaznic de mult mașina asta. Că nu se fărâmă, frate. Uite cum arată, hai să o luăm puțin pe aici. Să încercăm să o stricăm. Oare dacă aș arunca-o? Hops. Pare dacă mă aruncau pe aici. Mamă, doar să nu-i sară roțile. Cred că mașina asta e destul de indestructibilă dacă nu-i sară roțile. Mă gândesc, stai să-i oprim motorul. Deci, ia să vedem.
Motorul a pornit. Și uite așa, ne-am pus la drum. Deci funcționează super ok, că nu prea mai vedem noi, asta e partea a doua. Dar funcționează, funcționează. E demențială mașina asta. Ar trebui să facem un versus. Bine, mă gândesc că este și din juclețul acela, unde probabil acolo sunt altfel modurile făcute. Dar pentru distracția noastră a fost genială, știi? Ține mașina, n-are nicio problemă. Ia uite-o, ia. Deci nu avem nicio problemă cu ea. Chiar sunt curios cât de greu să face un mod. Aș vrea să fac și eu o Dacia. E destul de ușor oarecum, că nu are foarte multe linii curbate. Fii atent ce tare e. Hai că am ajuns și în oraș. A venit Gheorghiță cu Dacia în oraș. Auleu, stai pe 3. Sau pe... Ia uite mă ce scheme știe. Nu vine să cred. Nu vine să cred. S-a încins apa. O să trebuiască să o lăsăm puțin să se răcească. Se pare că bă, nisip nu mai funcționează. Și chiar a scăzut temperatura. Am intrat puțin în apă pe porțiunea aceea și a scăzut destul de mult. Bine, totodată se și înfunda motorul cu apă, dar încă merge. Uite-te la ea cum arată. Nici nu mai zici că e aceeași mașină. Oricum, testul genial, nota 11 din 10 pentru tăciuța noastră. Voi lăsa și eu episodul acesta aici, vă mulțumesc frumos pentru toată atenția acordată. Nu uitați, dacă v-a plăcut, puteți susține episodul apăsând butonul de apreciere și să vă abonați ca să fiți la curent, dacă doriți să fiți la curent, este complet gratuit. Pe data viitoare, nu uitați să lăsați ce părere aveți voi despre Dacia aceasta în secțiunea de comentarii. Pa, pam!